primul turneu al conferinței Suda competiției le-a oferit patru meciuri lupilor mici, toate încheiate cu victorii pentru plăieșteni. CSM s-a clasat astfel pe primul loc în grupa B a conferinței, la egalitate de puncte, dar cu coșa veraj mai bun decât ACS Dan Dacian București, cealaltă formație românească din grupă care a reușit de asemenea victorii pe linie în acest prim turneu. Cum primele două clasate se califică în faza următoare, totul se va decide cu prilejul celui de-al doilea turneu al grupei, programat anul viitor în perioada la 24-26 februarie, tot la Budapesta. Atunci, CSM Petrolul Plăiești le va întâlni pe celelalte patru formații din serie. CSM Petrolul Plăiești s-a întors acasă și cu trei premii individuale acordate de organizatori. Vlad Borcan a fost considerat MVP al turneului. David Iordăchescu a fost văzut drept cel mai valoros jucător al CSM-ului, iar Roberto Sandulescu a fost inclus în Best Five al competiției.